Este ora 18 și 8 minute. Vestul zilei. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Iovi și împreună cu colegii mei, Teodora Ivorean, Adriana Dolceanu Mărăscu, Mihai Junea și Marius Pantelescu, vă invit la o nouă ediție Vestul Zilei. Astăzi ne puteți urmări și în format video pe site-ul nostru radiotimișoara.ro. Puteți participa la realizarea emisiunii dacă ne sunați la numerele de telefon 0256 49 35 45 și 03 72 56 10 35. De asemenea, ne puteți trimite mesaje la numărul 0725 73 73 73. Loialitatea câinilor față de stăpânilor s-a manifestat de-a lungul vremii în moduri care mai de care mai emoționante. Câinii manifestă o afecțiune deosebită pentru stăpân și de multe ori dau dovadă de un spirit de sacrificiu de care oamenii rareori sunt capabili. Acestea însușiri, dublate de un dresaj adecvat, îi poate transforma în salvatori și oriunde apare un caz în care oamenii, singuri sau ajutați de tehnologiile moderne, nu reușesc să facă față, intervin acești câini salvatori. O ascultăm pe Adriana Dolceanu Mărăscu, apoi revenim în direct cu comentarii. În urmă cu 3 ani, o echipă de oameni inimoși, mari iubitori de câini, dar și de oameni, înființează la Timișoara o asociație care să salveze viețile oamenilor cu ajutorul câinilor în cazul unor accidente și catastrofe. Rescue TM este de fapt o echipă sudată de voluntari gata să sară în ajutorul semenilor din comunitate în caz de nevoie. Nicoleta Chiș, membru fondator și asistent dresor, descrie cel mai bine ce îi motivează și ce înseamnă relația dintre ei și câinilor. Iubim foarte mult câinii și ăsta este primul motiv pentru care suntem voluntari. Primim o energie pozitivă atunci când suntem în preajma acestor sufletele. Sunt niște ființe care doar din priviri îți arată câtă dragoste și câtă sinceritate au față de tine. Cățelul este sugativ a casei, el ne scoate toate petele când venim murdar din lume. Membrii asociației dedică numeroase ore cursurilor de dresaj. Nu dresăm doar câinii de rasă, pentru că foarte multă lume se îndreaptă pe câinii de rasă, câinii cu pedigree. Orice fel de câine se poate dresa, indiferent cât de mare sau de mic este. Un câine nu te lasă niciodată la greu. Poate că oamenii da, dar un câine îți este alături, indiferent că ești vesel, că ai bani sau nu ai bani. Este indicat celor care au o familie cu copii să crească chiar cu ei în casă, un cățeluș cât de mic. Contează foarte mult în socializarea copiilor cu animalele, contează foarte mult la socializarea și dezvoltarea personalității omului mai departe. Deși nu sunt foarte cunoscuți în comunitate, voluntarii și câinilor ajung în școli și grădinițe unde sunt primiți cu multă căldură. De la înființarea asociației au participat la o serie de acțiuni demonstrative, dar și de salvare și depistare, spune Nicoleta Chiș. Ne-ar face o mare plăcere să putem dezvolta activitățile noastre pentru a fi în folosul comunității, dar și a câinilor care sunt lăsați pe stradă fără să ne dăm seama că ei ne pot ajuta. La finalul anului 2014 s-a anecat în Bega un tânăr. Era foarte greu de descoperit. Scafandrii nu făceau față, dar Bela, o cățelușă extraordinară, un ciobănesc cu păr lung. În momentul în care a ajuns în locul unde se afla cadavrul tânărului în apă, a început să latre. Scriitorul Anatol France spunea cândva că numai când vei iubi un animal, vei simți iubirea cu toată inima. Rămâne să decideți dumneavoastră. Îi spun bună seara invitatului de astăzi, domnule Eugen Sănașii, președintele Asociației de Salvatori Voluntari Rescue TM, care a adus-o la noi și pe Bela, cățelușa specializată în căutarea și salvarea victimelor, despre care se făcea vorbire în material. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ne spune și Bela ceva, că altfel cei care nu ne urmăresc video nu ne cred că e în studio. Bela, Bela, nu ne dai bună seara? Nu-i nimic, nu-i nimic. Mai târziu, vorbim mai târziu, da. Vorbim mai târziu atunci.
Bella este o cățelușă extraordinară care acum este cam agitată. Colegii mei au împresurat-o din toate părțile și s-au fotografiat cu ea, dar e o cățelușă cu adevărat extraordinară ce are la activ nenumărate misiuni de salvare și de căutare. A fost greu să deprindă astfel de abilități? Înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, trebuie să vă spun că acești câini, în general, mă refer la câinii de salvare și nu numai, probabil și la ceilalți câini de tip sport, agility și așa mai departe, de alte activități, sunt educați la o vârstă foarte fragedă, începând de la vârsta de 4 luni și la 6 luni deja încep dresajul de specialitate pentru ce va fi format câinele, pentru ce misiuni, pentru companie sau pentru alte activități. Dar Bella este un cățel, nu doar un cățel salvator, ea are acum 8 ani. Da. Dresajul ei practic continuă, este permanent. Practic nu pot să spun că este un dresaj continuu, ci formarea și menținerea reflexelor condiționate pe care instructorul dresor, atestat bineînțeles, le-a inoculat de la acea vârstă fragedă. Și continuă până la Bella, 10 ani, poate să meargă un câine pentru diferite servicii. Adică se pensionează la un moment dat? Se va pensiona, bineînțeles, vorba română, li se va pensiona, dar aptitudinile lui nu va mai da randamentul scontat pentru misiunile de căutare salvare, datorită calităților fizice, psihice, exact ca și omul când îmbătrânește, așa îmbătrânește și un animal. Bella, vii alături de noi? Haide, op. Bella. Bella. Hop, sus. Haide. Haide, poate ne dai și bună seara. Ți-e sete, bine, bea apă. Bea apă. Domnule Sena, și Bella este cățărușa care a contribuit decisiv la identificarea asasinului omului de afaceri arădean Abel Apostol. Ne faceți o sinteză a cazului? Da, vreau să spun că cu acest prilej, un câine salvator și membrii din cadrul formațiunii noastre suntem datori să cooperăm cu lucrătorii de poliție atunci când situația impune sau când va fi cazul. Ne cere să-i sprijinim în diferite activități specifice de prindere a unor infractori care, după comiterea unor fapte deosebit de grave, care se numesc infracțiuni, caută să scape, să fugă de la locul faptei. Și cazul de la Arad, m-am bucurat că am fost contactat alături de alți colegi de-ai mei pentru elucidarea probabilă al cazului prin acel omor datorită câinelui de urmă și probabil și al celorlalți câini care au mai fost prin zona acolo la cercetare, la căutare la locul faptei, au dus la incimentarea gândirii colegilor mei. Dar ce a făcut Bella? Ce a făcut Bella? Bella a fost pusă la prelevarea multiplelor prelevări a unor piste de miros de la locul faptei și până la îndepărtarea de la locul faptei la aproximativ câteva sute de metri. A prelevat pistă de miros, ocazie cu care s-au găsit urme care au dus la elucidarea faptei probabil și bineînțeles s-au concluzionat că fapta s-a săvârșit într-adevăr prin omor și urmele lăsate au cimentat acest aspect față de lucrătorii de poliție și organele judecătorești. Și au decis arestarea făptuitorului. 0256-49-35-45 și 0372-56-10-35 sunt numerele de telefon prin intermediul cărora puteți intra în direct cu noi. Întrebarea pe care o lansăm în această seară este următoarea. Considerați că ar trebui încurajată investiția în dresajul câinilor salvatorii de oameni? Primim și SMS-uri la numărul de telefon 0725 73 73 73.
Blansena și Bella este și o excelentă călăreață, așa cum se poate vedea din filmul postat pe site-ul radiotimișoara.ro încă de aseară. Cum s-a ajuns la o astfel de colaborare între cal și câine? Mulțumesc pentru această întrebare. Este o întrebare foarte corectă pusă, pentru că asociația noastră, prin specificul activităților pe care le întreprinde, de căutare, salvare, identificare și prim ajutor medical de urgență acordat posibilelor victime, se face și cu ajutorul cailor. Noi ne-am gândit și la acest aspect, că unde nu pot să intervină forțele motorizate, acolo va interveni calul cu călărețul și, bineînțeles, cu câinele. Dar acest aspect trebuie spus că este primul de acest gen din țară unde ne-am gândit să facem această metodă de salvare care se cheamă hipocalin și a dat o viabilitate foarte pozitivă, pentru că aici trebuie să existe o asociere între cal și câine, în primul rând, datorită faptului că se știe că atât calul cât și câinele nu prea au compatibilitate perfectă atunci când sunt unii lângă alții. Dar s-a găsit și acest căluț care este afară la Universitatea Agricolă și am început antrenamentele de sociabilizare cu Bella. Și ne-a fost mirarea foarte mare când am văzut, datorită conductorului cal, doamna Flavia, că nu mai exista probleme de sociabilizare între Bella și acel căluț și am început, într-adevăr, o educație specială de însoțire al calului, atât terestru cât și pe șaua calului. Bella, vrei să vorbești cu noi în seara asta, măcar așa un pic? Bella? Ești supărată? Te-am supărat cu ceva? Bella? Bella, hai, spune-ne ceva. Spune-ne ceva. Nu vrea să ne spună nimic. Mulțumim, Bella, mulțumim. Dacă ai vrea să vii pe scaun lângă noi, ar fi și mai bine. Dar dacă nu, ne mulțumim și cu atât. Înainte, sus-o? Bella, hai. Bella, tu ai jucat într-un film, tu ai jucat într-un spectacol de teatru. Mulțumim, Bella, mulțumim. Așteaptă. Aceasta este comanda? Da, înainte hop și așteaptă. Acum vor să ademenească pe Bella cu da. O mâță, dar... Colegii mei, Mircea Chiu, colegul meu Mircea Chiu, cel care asigură transmisiunea video, nu are voie să părăsească locul de așteptare. Și dacă intervine o pisică, o pasăre sau un alt animal, trebuie să execute comanda de așteaptă pe loc. Și cât rămâne în această poziție? Păi în această poziție poate să rămână până ne prinde revelionul, până îi dăm noi drumul să coboare. O, săraca, nu cu, sub nicio având formă nu vom face așa ceva. Sunt reflectoare puternice și ai cu blănița lungă, probabil că e cam incomod pentru ea să stea în poziția de așezat. Se vede și pe masca câinelui, pare să fie puțin și curioasă, dar și puțin obosită. Da, să trecem la faptele noastre. Asociația Rescue Teme este... organizație de salvatori voluntari. Vă finanțați singuri, serviciile dumneavoastră sunt solicitate de poliție, de inspectoratul pentru situații de urgență. Cine și în ce situație mai poate apela la ajutorul dumneavoastră? Oricine. Noi suntem puși la dispoziția comunității municipiului Timișoara 24 din 24 de ore, fie pentru căutare, salvarea persoanelor izolate la adâncime, persoane izolate în zone muntoase, în zone împădurite sau pe cursuri de apă, chiar intervenim, indiferent în ce situație ar fi, noi suntem gata să întindem mâna, pentru că, așa cum știți dumneavoastră, este un suflet de animal care este în slujba omului și este cel mai fidel prieten al omului. Este cinstea și corectitudinea care nu s-a putut întruchipa în om și s-a întruchipat în câine. Ce frumos ați spus același lucru, practic, pe care îl spunea și colega dumneavoastră, Nicoleta Chiș, în materialul din debutul este emisiunii. Este nostru de care ținem foarte mult și este deci, purul orice persoană fizică, spre exemplu, eu mi-am pierdut pisica, dacă vin la dumneavoastră și apelez, domnul Sena, și m-a ajutat să-mi găsesc pisica, Bella,
Ne ajută? Cu mare drag întindem mâna și asupra acelor persoane care ne solicită să intervenim pentru căutarea animalelor dragi. Sufletul lor, viața lor, soarele lor este o pisică, un câine care trebuie căutat. Bineînțeles că intervenim și până acum, anul trecut am avut 4 intervenții cu succes, toate pozitive, au fost găsite și ne-am bucurat pentru că am dat acest rezultat foarte pozitiv și am văzut o licărire de speranță totuși pe timpul căutărilor că, Doamne, trebuie să fie găsit acel câine sau acel animăluț care a dispărut de lângă proprietar. Și fericirea și bucuria a fost mare atunci când am găsit aceste animale în diferite locații, închise în garaje sau pe zone de câmpie sau eu știu, am găsit un câine chiar care, adică locul de unde a dispărut, din apropierea stației CFR Sud, acolo l-au găsit, l-au urcat într-o mașină și l-au dus la, într-o comună din apropierea județului Timiș și când l-au dus la veterinari au găsit cipul și i-au returnat stăpânului câinele și atunci am aflat într-adevăr de acolo de unde ne-a dus câinele, Bela, de acolo a fost ridicat cățelușa. 0256493545 și 0372561035 sunt numerele de telefon prin intermediul cărora puteți intra în direct cu noi. Întrebarea pe care o lansăm în această seară este următoarea. Considerați că ar trebui încurajată investiția în dresajul câinilor salvatori de oameni? Avem și un mesaj de la un ascultător, domnul Petre Bodea din Șiria, ne scrie că da, este necesară investiția în formarea acestor câini și ne dă un motiv. Câinii nu pot fi mituiți. Așa este într-adevăr. Și câinele nu ne minte, câinele nu poate fi mituit. Este așa cum ați spus dumneavoastră, cinstea și corectitudinea care nu s-au putut întruchipa în om. Un ajutor pentru sprijinirea activității câinilor salvatori poate veni și de la orice angajat care poate direcționa 2% din venitul anual către asociații precum Rescue TM. Domnule Slanș, ați fost ofițer MAI, ați spus... Suboficer. Ați pus bazele departamentului canin antitero din România. Cât contează experiența dumneavoastră în succesele obținute de Bela? Mă bucur că am reușit să fac și această activitate de a înființa această unitate canină. Prima din România. Prima din România și a avut un succes extraordinar pe plan național cu felicitări din partea managementul comandamentului militar și așa mai departe, care sunt problemele militare și, într-adevăr, rezultatele au fost foarte pozitive, cu felicitări. Contează foarte mult pentru că fiecare om, acolo unde se află, atât în uniformă cât în civil, trebuie să depună aceeași pasiune pentru acest minunat animal care se cheamă câinele, să-și formeze și să-și mențină dresajul respectiv pentru ce l-a făcut, pentru ce l-a pregătit, dar și omul civil este dator să-l iubească pentru companie și de fapt trebuie să amintim că înainte de a avea un câine trebuie să te gândești că am posibilitate să-l întrețin, am unde să îl cazez, am posibilitate să-i acord îngrijiri medicale și altele și altele, multele, că știți și dumneavoastră că costă un câine să ai pe lângă casă și ți se rupe inima când vezi pe stradă câini de rasă la ora actuală care sunt abandonați și trăiesc din cine știe ce mâncare găsită pe stradă și n-are nevoie de mâncare dacă te întâlnește pe tine așa cum te simte decât o mângâiere și atunci vezi că citește în ochii lui Blajin că dorește o fidelitate, o atracție față de el și parcă spune ajută-mă și fă ceva cu mine să fie mai bine și viața pentru mine. Eu sunt câine. Tu ești om. Emoționant, domnule Sena, și pe lângă misiunile de salvare, de căutare și salvare, Bela ajută copii și persoane cu dizabilități. Vorbim de zooterapie, un concept relativ nou în România. Cum reacționează copiii și aceste persoane cu dizabilități în contact cu Bela?
Este un dresaj mai special pe lângă salvare, pentru că acești câini care sunt educați în terapie asistată cu animală trebuie să fie foarte pasiv, să nu aibă tente de atac asupra copiilor, asupra persoanelor adulte care n-au capacitatea psihică de a reacționa plăcut asupra câinelui. Mă gândesc atunci când am avut și cazuri că datorită copilului care a vrut să se apropie mai mult de acest câine, i-a deschis gura, a băgat mânuța în gură, l-a tras de urechi, de coadă, de trenul posterior, anterior la câine și nu a reacționat câinele cu nimic, absolut. Aceștia sunt niște examene foarte grele pentru a atinge valoarea asta de a atinge terapia asistată cu animale. Dar dacă stăm și ne gândim cu un copil izolat la cărucior care așteaptă să vină în brațele lui acest câine și poate să-și miște două degete, trei degete ca să mângâie acest câine, ți se rupe inima și ai o speranță că își va reveni la a fi un copil care se va juca alături de alți copii. Ce teste a trebuit să treacă Bela ca să ajungă să lucreze cu copiii și cu persoanele cu dizabilități? Probabil timpul nu ne permite ca pe scurt, câteva scurt, dintre, pentru că eu știu că au fost foarte dure. Foarte dure. În primul rând, sociabilizarea față de alte animale, sociabilizarea față de sunete, refuzul hranei oferite, găsite, aruncate la câine. După aceea am avut sociabilizarea în trafic, în trafic intens, trafic normal, cu zgomote, cu împușcături, tot ceea ce poate ca să distragă atenția câinelui, să-i provoace frică și așa mai departe. Și Bela nu a reacționat? Nu a reacționat deloc și eu am avut foarte mari emoții pentru că am fost examinat de arbitri străini și de noi nu avem arbitri români, că aceste examene se țin de obicei la Satul Mare, unde este un puternic centru pentru educarea astfel de câini și un instructor special care se ocupă și de treaba asta. Și acum pot să spun cu mândrie că am învățat și acest tip de dresaj special pentru câini utilitari, care sunt folosiți pentru medicină, practic. Vreau să dezvoltăm acest subiect după ce citesc un mesaj primit de la domnișoara Alexandra din Timișoara, care spune că da, investiția în acești câini salvatori de oameni este foarte importantă pentru că ea poate face diferența, prezența unui astfel de câine poate face diferența între viață și moarte pentru fiecare dintre noi. Avem și un telefon, bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Eu n-am probleme cu câinii, eu am probleme cu mine. Atunci vă rugăm să le rezolvați altfel. Era dizabilitate. Da? Mă ascultați? Ce probleme aveți? Am foarte mare probleme cu însoțitorul meu. Păi, nu este tema emisiunii de astăzi. Dacă puteți, trimiteți-ne, vă mulțumim pentru telefon, vă rugăm, trimiteți-ne o scrisoare pe strada Pestaloții, Radio Timișoara, strada Pestaloții, numărul 14A, vom citi scrisoarea dumneavoastră și vă vom răspunde. Domnule Sena, și a dat Bela vreodată greș? Până acum n-a dat niciodată greș, ceea ce mă bucură foarte mult și vorbesc și în numele colegilor mei, suntem toți la unison și vreau să spun că avem și pe lângă Bela și alți câini de valoare care au depus examenul special pentru a fi denumit câine utilitar de salvare. Pentru că nu poți să devii proprietarul unui câine de salvare dacă nu are un examen specific în acest sens. Cu toate responsabilitățile pe care le au Bela și ceilalți câini salvatori, mai au ei timp și de joacă? Câinii? Da. Evident. Au mai multe responsabilități decât un om. Da, au timp de joacă, mai ales că ne întâlnim cu toții la un antrenament unde ne întâlnim noi proprietarii cât și cățelușii, bineînțeles că ei se cunosc în haită și începe joaca și așa mai departe. Exact, putem să comparăm cu viața unui copil la grădiniță, la preșcolar și așa mai departe. După care intră în programul normal de antrenament care este schițat în checklist-ul pe ziua respectivă.
Nu, Mircea se uită, nu chinuim pe Bela, nu se simte în largul ei, e foarte cald în cabina de emisie, iar blana ei este foarte mare, da, foarte lungă și foarte deasă, cum ați văzut, așa că nu vom obliga să stea, deși transmitem și în video streamer. Vă întreb, adresez încă o dată întrebarea ascultătorilor, considerați că ar trebui încurajată investiția în dresajul câinilor salvatori de oameni? 0256 49 35 45 și 0372 56 10 35 sunt numerele de telefon prin intermediul cărora puteți intra în continuare în direct cu noi, cu condiția să respectați tema zilei. Primim și SMS-uri la 0725 73 73 73. Domnule Sena, și așa cum ați menționat adina ori, dumneavoastră aveți un atestat de instruire a câinilor însoțitori, a câinilor utilitari. Vi s-au solicitat serviciile pentru pregătirea unor astfel de câini? Cu părere de rău, nu mi s-a solicitat până la ora actuală acest tip de dresaj pentru nevăzători, deși am văzut în Timișoara un câine foarte bun instruit în acest sens, care am înțeles că este instruit în Italia. Și da, n-am fost solicitat până acum, dar și acest tip de dresaj este o muncă titanică cu aparatură specifică, specială pentru toate tipurile de deplasare al nevăzătorului, începând de la un podeț și până la coborât trepte, a urcat sau a staționat la treceri de pietoni, la semafoare, pe locuri întunecoase, luminoase și așa mai departe, evitarea obstacolelor și multe, multe altele. Foarte mult lucru este. 6 luni pe puțin un lucru cu astfel de animal, după aceea 6 luni de acomodare cu noul stăpân. Avem un telefon. Bună seara! Sărumâinile! Bună seara! Mă auziți? Da, vă auzim. Sărumâinile, mă numesc Ștefan Darida, sunt din Timișoara și aș dori să felicit pe domnul Sena și pentru activitatea dânsului. Este remarcabil ce face de atâtea ani de zile. Și într-adevăr societatea civilă, nu numai cea civilă, toată societatea ar trebui să acorde atenție mult mai mare acestui subiect. În același timp aș dori să reamintesc domnului Sena și că unul dintre elevii dânsului tocmai se îndreaptă către Cluj la un foarte mare concurs internațional canin. Da, mulțumim pentru telefon. Spuneți, domnule Sănașii, da, nu șotiți. Mulțumesc domnului Dalida, într-adevăr îi doresc foarte mult succes pentru că are un câine extraordinar, este campion național, internațional standard și vreau să spun că și ascultătorilor noștri că este un câine foarte bine educat și tot înainte să meargă și aștept ca să primească și la Cluj, acolo unde se deplasează dânsul la expoziție, să primească calificativul de excelent mult dorit, excelent 1, ceea ce, CMBCR și așa mai departe. Cunoaște dânsul aceste performanțe la câinii standard. Mulțumim pentru telefon. Domnule, vă mulțumesc și eu, succes în continuare. O seară bună, să aveți și drum bun. Care ar fi acele instituții care cărora le-ați stat la dispoziție pentru pregătirea acestor câini utilitari? În Timișoara există un singur câine utilitar, cum bine ați spus, adus cu costuri foarte mari de organizație pentru un nevăzător, tocmai din Italia. Da. Păi eu aș fi de acord să colaborez cu alte instituții care ar fi în temă cu asemenea tip de dresaj, dar este foarte meticulos, pentru că trebuie să știi ceea ce dorești de la câinele ăla și trebuie în primul rând și în primul rând să fii tu atestat, calificat pentru asemenea tip de dresaj. Avem un nou telefon. Bună seara! Bună seara! Vă sun din județul Hunedoara. Ne bucurăm! Și chiar mă bucur pentru că faceți emisiune și cu câine atât de mult necesari. Câinii sunt foarte deștepți. Am avut ocazia să văd câine al unui polițist care pur și simplu ne-a ignorat că am vrut să-l momim cu mâncare și nu ne-a băgat în seamă. Am văzut câini foarte deștepți care stăteau la semafor. Deci câinii sunt deștepți și de multe ori putem să spunem că sunt poate mai deștepți ca mulți oameni.
Deci eu cred că e bine să se investească și să se dreseze cât mai mulți câini, pentru că Doamne ferește de un dezastru sau în care chiar că sunt foarte necesari. Și atunci, cum a spus, și pentru persoanele cu dizabilități, câinii care sunt foarte calmi, pentru că persoanele astea, într-adevăr, au niște probleme. Și atunci trebuie câinele ăsta atâta să fie de învățat, să fie foarte calm ca să lucreze cu ei. Da, și câinele este cel care le poate smulge un zâmbet. Tocmai și le pot oferi alinarea acestor persoane. Sigur că da, sigur că da. Deci eu cred că domnul face foarte, foarte bine, pentru că are acest câine și încurajează și dresează și cred că e ok. Deci chiar îmi place și mie îmi plac câinii, dar am simțit și la unii, în general mă împrietenesc cu câinii, dar am simțit la unii că nu pot să îi împrietenesc, să mă împrietenesc cu ei, nu știu de ce. Poate îmi simt ei starea în momentul respectiv. Poate n-ați fost în cea mai bună dispoziție în momentul respectiv. Mulțumim frumos pentru telefon. O seară frumoasă să aveți. Nu mai avem foarte multă vreme la dispoziție. Domnule Sena, și în foarte multe cazuri, câinii au dat dovadă de un spirit de sacrificiu pentru a salva oameni. Capacitatea aceasta este introdusă de dresaj? Nu, este un reflex necondiționat la câine, acest element ce a spus dumneavoastră de a se sacrifica pentru om, pentru că probabil ascultă și oameni care au văzut cu proprii ochi când un stăpân a murit și s-a dus câinele la mormântul lui și acolo a murit pe mormântul lui. Atât de atașat a fost de stăpânul acela care s-a dus în lumea necuvântătorilor. Și să știți că un câine știe să se adapteze de un stăpân, dar știe să se și depărteze atunci când ai nevoie de el, nu te va ajuta. Și ca o remarcă, dacă tot avem puțin timp la dispoziție, vreau să spun că echipa Rescue TM, echipa canină cu alți colegi, facem foarte, foarte multe ore de pregătire de comportament la preșcolar, grădinițe, instituții economice. Cum trebuie să te comporți în caz de situații de urgent? Mă refer la cutremure, inundații sau chiar și la incendii sau chiar accidente chimice. Mai batem piua în clasele elevilor la cum trebuie să fii echipat atunci când te duci cu skiboardul, cu bicicleta sau chiar cu motoretele, ceea ce nu este indicat pentru minor să facă, și altele și altele. Avem un ultim telefon în această seară. Bună seara! Bună seara! Vă rugăm să fiți scurtă, nu mai avem timp. Da, sunt de acord cu ce ați propus dumneavoastră. Da, mulțumim. Eu am 11 câini în curte, dintre ăștia obișnuiți, ai noștri, românești. Și Bela este bănățeancă, să știți. Da? Da! Eu vorbesc din Reșița și îi iubesc foarte mult și îmi vând casa din Reșița ca să mă duc cu ei pe la casa lui tatăl meu, care are o curte mai mare de 2500 de metri, numai ca să își știu în siguranță. E frumos că îi îngrijiți. Sunt suflete care cu siguranță vă răsplătesc efortul pe care îl depuneți pentru ei. Vă mulțumim, da. Vă mulțumim pentru telefon. Sănătate să aveți și dumneavoastră. Domnule Sena, și ultima întrebare, când o putem vedea pe Bela în acțiune? Foarte curând, pe săptămâna viitoare, pe data de 26, avem o aplicație cu ISU Banat de ziua pompierilor la ora 11. O să o vedeți pe Bela acolo și ceilalți câini de la alte formațiuni de intervenție la o misiune de intervenție în caz de seism, alături de serviciile specializate de intervenție, mă refer la ISU Banat și alte formațiuni, PJ Timiș și... Cu prilejul zilei protecției. Protecției civile. Așadar, săptămâna viitoare o putem vedea pe Bela în acțiune împreună cu ceilalți, da, câini
Salvatorii din cadrul formațiunii Rescue Teme și Salvo Timișoara. Promitem să ajungem să îi vedem când o demonstrație cu calul, pentru că am văzut-o pe Bela călărind. Repet, da. Dacă doriți să vedeți imaginile cu Bela călărind, iapa pe care o cheamă tot Bela, da. Le găsiți pe site-ul nostru radiotimișoara.ro. Vă mulțumesc că ne le-ați pus la dispoziție. Dar când putem să o vedem pe Bela și cu căluțul? Comunicăm un antrenament comun cu lecțiile HIPO, antrenament foarte vast. Vă mulțumim pentru prezența la emisiune. Poate ne salută și Bela la final, pentru că... Bela, ne spui bună seara, la revedere. Mulțumesc oricum că ai venit, îți mulțumesc că ai venit până aici, Bela, și că ne-ai suportat. A fost la vestul zilei, Eugen. Mulțumim, Bela, mulțumim, ajunge. Au fost la vestul zilei Eugen Sena și președintele Asociației de Salvatori Voluntari Rescue Teme și Cățelușa Bela, specializată în căutarea și salvarea victimelor. Mulțumesc pentru prezență, vă așteptăm cu drag și cu alte ocazii. Ascultătorilor le mulțumesc pentru atenția cu care ne-au urmărit și în această seară, Adrianei Mureșan, Oanei Jivan și lui Ian Burcă pentru asistența tehnică, iar colegilor din redacție, Teodorei Dvorean, Adriana Dolceanu Mărăscu, Mihai Junea și Marius Pântălescu pentru implicarea în promovarea și realizarea emisiunii. Le mulțumesc și lui Mircea Chiu și Ovidiu Novac pentru transmisiunea video din această seară. Sunt Cristina Iovi. Ne reauzim luni după știrile orei 18. Vom vorbi despre proiectul noului cod fiscal aflat în dezbatere cu analistul economic Nicolae Țăran. O seară frumoasă să aveți!